Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o conferință de presă. Vreau să vă informez că în această perioadă purtăm ultimele discuții pe buget, astfel încât săptămâna viitoare, pe data de 18 aprilie, să avem ședința ordinară de Consiliul Local, în care să avem ca punct pe ordinea de zi și aprobarea bugetului pe anul 2019. Din păcate, un buget afectat foarte grav de ultimele decizii. Practic, ultimii doi ani au fost catastrofali pentru administrațiile publice locale din România. Veniturile primăriilor au scăzut considerabil de la un an la altul. Pe de o parte, vă reamintesc revoluția, reforma fiscală prin trecerea de la angajator la angajat a contribuțiilor fiscale și diminuarea impozitului de la 16% la 10%, fapt ce a determinat pierderea a 7,6 milioane de lei pentru Primăria Municipiului Roman. Și acest an, când printr-o formulă aleatorie, o formulă care nu a ținut cont de absolut nicio discuție pe care am avut-o la Asociația Municipiilor și nici la Asociația Comunilor, nici la Asociația Orașelor, toate primăriile sunt nemulțumite de actuala formulă. Practic, dacă anul trecut bugetul ne-a fost echilibrat cu suma de 9.900.000 de lei din cote de TVA, în acest an am primit doar 11 milioane de lei în total, dintre care 9.600.000 înseamnă plata pentru asistenții personali, salariile la asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap. De aceea, în momentul de față, așa cum ați văzut și bugetul aflat în dezbatere publică, permite doar asigurarea funcționării Primăriei Municipiului Roman și nicio investiție. Încercăm să facem în această săptămână, în aceste zile, câteva calcule pentru a identifica măcar câteva sume de bani necesare cofinanțării proiectelor europene pentru a nu pune în pericol aceste proiecte europene. Și dacă tot vorbim de proiectele europene, se lucrează în această perioadă la blocul 33 de pe strada Anton Pan, se lucrează și în parcul Jora și pregătim în această săptămână și documentația pentru licitație la parcul Zăvoi, astfel încât și acest obiectiv de investiții din fonduri europene să intre în linie dreaptă. Practic, observăm cu toții că în momentul de față singura soluție pentru dezvoltarea municipiului Roman o reprezintă fondurile europene, acolo unde noi avem depuse proiecte în valoare de 35 de milioane de euro, proiecte care se află în diverse stadii, unele în evaluare, unele în așteptare, astfel încât să continue dezvoltarea municipiului Roman. De asemenea, se lucrează în această perioadă și la canalizarea din cartierul Petru Rareș, de pe strada Nicolae Bălcescu, acolo unde în maxim 2 luni, în mod normal, ar trebui să se finalizeze lucrările. Și în această lună, practic în luna aprilie, sperăm să finalizăm și licitația și să semnăm contractul de atribuire a lucrărilor pentru modernizarea cartierului Petru Rareș, trotuare și asfalt pe străzile Avram Iancu, Fundătura Crișan, Nicolae Bălcescu și Ile Caragiale, astfel încât întreg cartierul să fie modernizat și cetățenii din acest cartier să nu mai aibă probleme cu inundațiile. Practic, eu apreciez că până în toamna acestui an toate lucrările să fie finalizate, atât cele de canalizare cât și cele de asfaltare și de modernizare a trotuarelor și a străzilor. De asemenea, lucrăm în această perioadă și la parcările de reședință. Suntem în stadiu final, turnăm deja covorul asfaltic la blocul 2 de pe strada Sucedava și ulterior vom intra în zona Morii, acolo unde terenul este pregătit, așteptăm doar stratul de covor asfaltic și montarea încă 2 sau 3 guri de preluare a apelor pluviale. Însă această săptămână se anunță o săptămână ploioasă și nu vom interveni pentru turnarea de covor asfaltic.
De asemenea, săptămâna trecută s-a intervenit pentru reparații în carosabil cu circa 64 de tone de asfalt pe artera Est. Aici, pe artera Est, ne-am propus un program de două săptămâni în care să finalizăm reparațiile la problemele apărute. Vă reamintesc că suntem în proces cu constructorul și așteptăm ca în urma expertizei care va rezulta în urma procesului să găsim pe de o parte soluția tehnică și pe de altă parte responsabilul pentru calitatea lucrărilor și să intervenim și pentru reabilitarea acestei artere. S-a intervenit de asemenea pe Anton Pan, dar strada Anton Pan va intra într-un proces de reabilitare covor-asfaltic în această primăvară. Strada Castanilor, Bogdan Dragoș, Bulevardul Republicii, Victor Hugo, Cuza Vodă, Libertății, Unirii, Oituz, Dobrogeanu Gherea, Fundătura Crizantemelor și strada Ștefan cel Mare. Așa cum vă anticipam și mai devreme, vom purta discuții în aceste zile cu firma care a câștigat contractul pentru reabilitarea cu covor asfaltic a străzilor de pe raza municipiului Roman pentru a stabili un program de intervenție. Dorim să finalizăm străzile perpendiculare pe strada Primăverii, cele pe partea stângă, mergând spre sensul giratoriu către Luțca. Vom interveni și pe Cea Roseti și Galistrat Hogaș, Anton Pan, Cucutei, segmentul cuprins între Progresului și Bogdan Dragoș. De asemenea, vom interveni Albinilor, Plefnei și Cerbului. Mai avem și un capăt de Rodnei pe care dorim să o finalizăm și dorim să intrăm și pe strada Nordului în incinta fostei cooperații, acolo unde se desfășoară activitatea mai multe societăți comerciale și unde, din păcate, calitatea carosabilului nu se ridică la nivelul pe care noi îl dorim și vom interveni și pentru reabilitarea acestei străzi. De asemenea, suntem în stadiu final și cu proiectul tehnic pentru reparația capitală pe strada Nordului, acolo unde vom purta discuții în această săptămână și cu constructorul și cu firma care va turna stratul de covor asfaltic, astfel încât să intrăm în linie dreaptă cu lucrările și cu finalizarea lor în termenul pe care îl vom stabili. De asemenea, suntem în procedură de licitație pentru extinderea rețelelor de gaze naturale de pe raza municipiului Roman. Data de 12 aprilie, vineri, este termenul final pentru depunerea ofertelor. Ulterior vom intra în procedură de evaluare și sperăm ca până la jumătatea lunii mai și acest contract să fie încheiat și ulterior să se înceapă lucrările. Marea majoritate a lucrărilor vor fi axate pe cartierul Nicolae Bălcescu, dar avem și în celelalte zone din municipiu care au nevoie de extindere de rețele de gaze naturale, vor fi acoperite prin acest contract. Și de asemenea, tot în această lună, pe data de 24 aprilie, avem termen pentru depunerea ofertelor la grădința cu program normal numărul 2 de pe strada Dobrogeanu Gherea și tot pe 24 aprilie avem termen și la străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, realizarea de unui sistem de preluare a apelor pluviale și de asfaltare și modernizare a trotuarelor din cartierul Nicolae Bălcescu. Așa cum am anticipat încă de săptămâna trecută, duminică am avut o preselecție la Clubul Sportiv Municipal, la secția de șah. Am avut 40 de copii înscriși cu vârsta între 5 și 12 ani. Așadar, și din acest punct de vedere, pe secția de șah, lucrurile intră într-o linie dreaptă și vom demara activitatea și la secția de șah și suntem în pregătire
pentru preselecțiile la tenis de masă, acolo unde deja am achiziționat 4 mese de tenis de masă profesionale și 20 de palete de tenis. Vom efectua cel mai probabil un turneu demonstrativ de tenis de masă, o ocazie cu care vom face și selecția la copii, dar acest lucru îl vom anunța în timp util, astfel încât toți doritorii să fie informați cu privire la aceste preselecții. Și dacă tot vorbim de clubul sportiv, finalizăm în această săptămână lucrările la zona de picnic și ne propunem ca, începând cu data de 19 aprilie, zona de picnic să fie deschisă publicului, astfel încât, odată și cu încălzirea vremii, cei care doresc să iasă la un grătar, la un foișor, să aibă din nou acces la serviciile oferite de Clubul Sportiv Municipal. De asemenea, vreau să vă informez că s-au finalizat și prima etapă de înscriere la programul de acordare a tichetelor sociale. Până în acest moment avem înscris un număr de 1983 de beneficiari. Vom face comanda pentru tichetele sociale și ulterior, poate chiar cu data de 17 aprilie, să putem începe distribuirea tichetelor sociale. În cursul zilei de azi, cel târziu mâine, vom face și plata către furnizorul de tichete sociale, astfel încât să ne le depărească și să ne transmită în timp util. Cam acestea sunt discuțiile pe care eu am vrut și subiectele pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Partea de buget participativ este... Rămâne să discutăm în cursul zilei de azi și mâine, în măsura în care vom identifica sumele de bani necesare, este posibil chiar partea de finanțare a ONG-urilor să o eliminăm în acest an, având în vedere constrângerile financiare pe care le avem. Practic, nu dorim să punem în pericol finanțarea proiectelor europene. Acelea reprezintă prioritatea pentru noi. Deci să înțelegem că e posibil ca partea de buget participativ să nu mai fie cuprinsă și partea de finanțare ONG-urilor. În momentul de față discutăm și pe această temă, dar în condițiile în care nu găsim sume pentru cofinanțarea proiectelor europene, există și această posibilitate, mai ales că, vedeți dumneavoastră, din păcate nici împărțirea acelui cote de 7,5% de la Consiliul Județean întârzie să apară. De la Ministerul de Finanțe nu mai vin alte sume, ceea ce înseamnă că e o presiune semnificativă pe buget în momentul de față. Luăm în calcul orice variantă, vom purta discuții în aceste zile, astfel încât bugetul să fie cât mai echilibrat și să corespundă în primul rând nevoii de cofinanțare a proiectelor europene. Și partea de culte, aș purta discuții cu... Și partea de culte, de asemenea, va... Tot sub semnul întrebării? Tot sub semnul întrebării, da. Ați fost într-o vizită de câteva zile în Franța și printre activitățile de acolo am înțeles că Roman e înfrățit cu o altă localitate. Da, Romanul e singurul municipiu care a fost selectat din România pentru o înfrățire. Ne-am înfrățit cu orașul Montluçon din Franța, undeva la vreo 270 de kilometri de Lyon. Pe noi ne-a bucurat foarte mult și ne-a și onorat în aceeași măsură intenția partenerului francez de a ne selecta tocmai pe noi. Documentații pentru înfrățire au depus 12 municipii din România, doar municipiul Roman a fost selectat, s-a mai înfrățit județul Alba cu regiunea Alp-Rhône și de asemenea Universitatea din București, care s-a înfrățit cu Universitatea din Lyon, s-au semnat parteneriate, și Comuna Tătăruș din județul Iași, de asemenea s-a înfrățit cu o comună din Franța. Romanul e înfrățit cu mai multe
localități. Puteți-ne un pic ce înseamnă asta pentru Rămășcani? De faptul că noi ne tot înfrățim, tot în afară de faptul că e așa ca o panoplie, cu, suntem frați și surori cu un oraș din Republica Moldova, cu un oraș din Franța și mai știu eu de unde. Ce înseamnă asta pentru Rămășcani? Da, noi avem destule parteneriate, poate nu sunt vizibile la nivel public, la nivel mediatic, însă ele se dezvoltă la nivel școlar, de exemplu. Sunt foarte multe parteneriate între unitățile de învățământ, între localitățile, din localitățile înfrățite. Au fost mai multe evenimente comune organizate, atât cu cei din Ștefan Vodă. Știți foarte bine că am avut și delegație a liceului din Ștefan Vodă aici în Roman. Au fost și deplasări ale celor din Roman în Ștefan Vodă. De asemenea, chiar am purtat discuții și cu șefa Serviciului de Relații Internaționale din cadrul Primăriei Monuson. Deja dorim să demarăm parteneriate și din acest punct de vedere, pe parte educațională, schimburi culturale, mai ales pe linia aceasta educațională. Practic, ne axăm foarte mult și pe această linie și de ce nu? Atunci când vom identifica investitori la nivelul partenerilor străini, să încercăm să-i atragem și către Rom. Procesul pentru ocultarea romanesc, în ce stadiu este? Ne aflăm la instanță, noi am plătit taxa de timbru și așteptăm fixarea termenului de către instanța de judecată. Se află pe rolul instanțelor. Între timp, am înțeles că efectuați reparații. Păi, trebuie să efectuăm reparații, că nu le putem lăsa. Atât. Da. Da, în completarea întrebării de Gabi, ați vorbit un pic de încercarea de identificare a unor schimburi economice cu aceste țări. Eu am urmărit, după ce am făcut șirea de pregătare la vista de asta în Franța, că pe site-ul vechi al municipiului Roman sunt consemnate numai puține 13 vizite ale unor delegații, începând cu cele cu localități de peste tur și terminând cu orientul îndepărtat. Vă dați seama că până acum, cel puțin în plan practic, economic, nu am fost informat să existe o relație stabilită în urmă. Păi probabil n-ați înțeles răspunsul pe care l-am dat colegului dumneavoastră. Eu am spus că în primul rând ne axăm pe schimburile culturale și pe schimburile de experiență pe parte educațională și în cazul în care identificăm posibilități de atragere de investitori străini, facem și acest lucru. Iar pe partea de aceasta de schimb de experiență de bune practici, puteți să ne punctați câteva din cele pe care le-ați luat cunoștință acum și ce ați transmis, ce ați primit ca și informații de acolo, ce ar fi aplicabil în orașul Romanu? Sigur, eu vă pot spune că cel puțin pe linia schimburilor acestea educaționale, deja doamna consilier Păiuș a purtat discuții cu șefa relații internaționale din cadrul primăriei Monuson, care are cunoștință foarte bine despre sistemul educațional din Monuson și deja au găsit idei comune pe care le putem pune în practică. Noi dorim deja să invităm o delegație din Monluson în România, astfel încât să dezvoltăm aceste parteneriate și să le și concretizăm prin vizite ale elevilor, fie elevi din Monluson care să vină în Roman, fie din Roman care să meargă în Monluson. Discuții concrete s-au purtat deja. Și în ceea ce privește practici administrative? Bineînțeles, din acest punct de vedere putem identifica soluții, însă trebuie să ținem cont mereu de constrângerile legislative pe care le avem în România. Din păcate, o supra-birocratizare a activității din administrația publică, o supra-încărcare a procedurilor în ceea ce privește accesarea de fonduri europene și a procedurilor de achiziție publică și, dacă vreți, exemple pot continua. Din păcate, noi în România suntem rămași mult în urmă din punctul acesta de vedere al birocratizării activității administrației publice. V-ați gândit în acest sens ca la nivelul asociației municipiilor din care faceți parte, să inițiați un
soi de proiect legislativ care să mai înlăpără din birocrație asta, ar fi adaptabil modelul francez? Noi am propus o altă temă mult mai interesantă din punctul nostru de vedere, cel puțin în linia proiectelor cu finanțare europeană. Pe de o parte, am cerut prezența obligatorie a unui reprezentant al Asociației Municipiilor din România în comisiile de negociere cu Comisia Europeană pentru noile linii de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027. De asemenea, am cerut un ghid unic la nivelul Europei. Această discuție am avut-o cu Manfred Werner și care a agreat această idee de existența unui ghid unic obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, astfel încât niciun stat membru să nu mai adauge la acest ghid alte documente care nu sunt necesare. V-am văzut extrem de îngrijorat privind sumele pe care le veți primi pentru buget. Dumneavoastră ați vorbit de asigurarea bugetului minim de dezvoltare a Romanului, care ar putea fi pus în pericol. Eu aici vreau să vă întreb punctual, există asigurată contravaloarea plății ratei la împrumutul bancar pentru că Bineînțeles, nu, din acest punct de vedere nu e nicio problemă. Din păcate, singura e într-o limită suportabilă, mai ales că acum în luna mai este ultima rată pentru împrumutul contractat în 2007. Suntem în grafic din acest punct de vedere. Oricum, gradul de îndatorare al municipiului Roman în momentul de față este undeva în jur de 18%. Deci nu e într-o limită insuportabilă. Problema cea mai mare este legată de lipsa fondurilor pentru asigurarea dezvoltării municipiului Roman, fondurilor pentru investiții. Puteți observa și dumneavoastră cu ochiul liber și doar știți foarte bine ședința de Consiliul Județean prin care s-au împărțit sumele pe baza unei formule provenite de la guvern. Știți foarte bine și promisiunile guvernului și ministrului de finanțe care a anunțat cu surle și trâmbițe că toate comunitățile locale vor primi mai mulți bani decât anul trecut, ori acest lucru se vede cu ochiul liber că nu s-a întâmplat. Au renunțat și la acea sumă pe cap de locuitor de 1200 de lei. Dacă se întâmpla acest lucru, clar bugetul municipiului Roman avea posibilitatea și unor sume pentru investiții. Din păcate, realitatea este cu totul alta. O altă exagerare a guvernului, din punctul meu de vedere, fără acoperire, se referă la estimări suprarealiste în ceea ce privește încasarea sumelor din taxele și impozitele locale. Până acum, regula era că nu puteai bugeta într-un buget mai mult decât ai avut încasat anul anterior. Ori la noi, în ceea ce privește municipiul Roman, au estimat undeva în jur de 11-12% mai mult decât încasările din anul trecut și nu văd de unde acest lucru. Deci, practic, vom avea o problemă și din acest punct de vedere. Mă interesează dacă în condițiile exploziei vedeți că primim pe telefoane, nu cred că există sate de la Dumnezeu, să nu primim o notificare decât la un furnizor. Noi ca persoane fizice, dacă instituțiile, ce se va întâmpla? Nu va exista un pericol în ceea ce privește asigurarea utilităților pentru instituțiile bugetare de primărie? Păi noi tocmai asta vă spuneam, că în momentul de față ne-am asigurat doar funcționarea. Probleme deosebite avem în asigurarea cofinanțărilor pentru proiectele europene. Acelea se află în momentul de față în pericol. Din păcate, însă, este adevărat și ceea ce spuneți dumneavoastră, costurile la utilități au crescut foarte mult în ultima perioadă, între 10 și 15% și la gaze naturale și la energie electrică. Să spunem că în ceea ce privește persoanele fizice a existat o plafonare a acestor prețuri, însă reversul medalei se îndreaptă înspre autoritățile publice locale și înspre agenții economici, care în urma liberalizării pieței energiei, fie că vorbim de gaze naturale, fie că vorbim de energie electrică, suferă modificări semnificative în sensul scumpirii acestor tarife pentru utilități.
la energia electrică, ținând cont de faptul că microhidrocentrala noastră produce... Da, acolo o cotă parte o compensăm cu furnizorul de energie electrică, însă, așa cum știți și dumneavoastră, energia produsă de microhidrocentrală asigură doar iluminatul public de pe raza municipiului Roman, ca și venituri, ceea ce... Nu e puțin, dar gândiți-vă și la câte alte instituții avem în subordine. Și noi aveam o întrebare legată de numele firmei care asigură asfaltarea, care a spus că a câștigat asfaltarea. E vorba de program multianual? Multianual este licitat de anul trecut, e vorba de Danlin. Mulțumesc. Mulțumesc. O singură întrebare, tot referitor la lucrările publice asfaltate și așa mai departe. Firma care, nu, hai să formulez altfel ca să nu fiu mântășos, firmele care nu au lucrări calitativ bune mai participă la licitații? Vă asigur eu că nu. La Roman cel puțin nu va fi cazul. Dacă e să fiu punctual, firma care a executat lucrările cartiera este? Tocmai v-am spus. Infaliment. Deci nu. Nu, nu infaliment. Nu. Pur și simplu, a renunțat la activitate. A renunțat la activitate? Păi, poate e și asta unul din motive. Am înțeles. Spuneați de o lucrare amplă de reparație capitală a străzii Anton Pan. Avem și altele din proiect acolo, extinderea străzii, eventual alte parcări, altă modificare de urbanism în acest proiect, dacă e reparație capitală sau doar... Nu, vom turna un covor asfaltic și luăm în calcul o extindere prin casetare a tronsonului cuprins între Martir Cloșca și Mihai Viteazu. Un eveniment bun pentru municipiul nostru, inaugurarea acestui punct de alimentare pentru mașini electrice, a trecut doar cu un simplu comunicat din partea administrației locale, nimic și sunteți colaboratori. Totuși, ați putea să întreprindeți acolo ceva, pentru că mașinile parchează, nu s-ar putea delimita acel spațiu, o contribuție a administrației locale și mă gândesc eu, păi, pentru că... Mașinile care parchează acolo vor fi amendate. Fiind loc rezervat, au și fost probabil, fiind loc rezervat doar pentru cele electrice, e clar că... Nu s-ar putea face o delimitare. Păi, și după aia cum intră cele care trebuie să alimenteze? A fost și opțiunea partenerului, fiind... Păi, pentru cei în tranzit avem pe proiectul pe iluminat încă 4 puncte. Câte unul pe ieșirile din oraș. Au hărți și... Da. Problema este că ajung și locurile sunt ocupate, păi, și nu știu conform care legislație puteți amenda pe cei atât. Păi pentru că sunt concesionate de EON și nu pot parca decât cei care trebuie să alimenteze. Am zis că nu găsesc, că au și GPS-uri, dar e foarte îngrămădit și foarte aglomerat, să nu dai mică. Nu, no, e loc de parcat. Nu. O întrebare bună e, acele locuri, îmi cer scuze, locurile alea sunt în cătură marcate cu albastru, poate ar trebui marcate cu o altă culoare, că înțeleg că sunt acele opritoare, nu știu cum să le spun acolo, dar noi lucrăm în zona aia și nu e zis să nu fie parcat cineva, chiar vreau să fac un material că la urmă mașinile electrice și merg pe motorină. Sau benzină. Da, o să luăm în calcul eventual să marcăm cu rezervat da, hibrid sau... Ok, luăm în calcul. Ați descris criza în privința bugetului și urmează niște manifestări. Colegii mei au atins anumite puncte. Un punct principal este alocarea de sume pentru spectacole și alte solicitări de editări de cărți, de cântăreți, de soliști, vor mai exista în bugetul vor fi reduse semnificativ. E clar că vom încerca să păstrăm parteneriatele pe care le avem și, dacă vreți, haideți să ne raportăm și la ultimul eveniment care a avut loc în Primăria Municipiului Roman în acest weekend, Festivalul de Teatru Gong, o reală reușită, 19 trupe din țară prezente,
E clar că astfel de parteneriate vor continua. Sunt parteneriate care nu fac altceva decât să contribuie la vizibilitatea municipiului Roman. Dacă mă întrebați punctual, vă spun sigur vom avea și zilele municipiului Roman, însă sumele vor fi limitate, vor fi în limita bugetelor pe care le-am avut și în anii trecuți și bineînțeles vom mai analiza eventuale evenimente noi care să se realizeze din bugetul propriu. Adică vom trata doar acele evenimente care vor avea un impact major asupra comunității noastre. Care sunt prinse probabil în statutul municipiului? Sunt prinse și în statut. E posibil să mai avem și evenimente noi. Bineînțeles, vom merge mai departe și cu festivalul Max Blecher, care deja a devenit tradiție și e un festival internațional. Vom mai avea și evenimente noi, dar toate limitate în ceea ce privește efortul financiar. Ați vorbit despre anumite reparații care se execută în municipiu. N-ați putea să vă îndreptați atenția și spre trecerea la nivel la calea ferată sau poate aveți alte noutăți în privința investitorilor care să înceapă lucrurile? Da, deja mai sunt... deja am purtat discuții cu cei de la CFR și cu investitorul, cu proiectantul investitorului, practic. Documentația cadastrală a fost avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se află în linie dreaptă pentru finalizarea proiectului. Ulterior, parte de execuție va fi asumată de către operatorii privați și există și o contribuție a CFR-ului care așteaptă și ei finalizarea proiectului pentru bugetare și ulterior finalizarea procedurilor birocratice de achiziție publică, iarăși ne lovim de acest lucru. Suntem practic în linie dreaptă și din acest punct de vedere. Până atunci nu ați putea să mai completăm cu puțin cu asfalt. Dar așteptăm să fie vremea mai bună și să folosim asfalt cald. În ultima vreme s-au produs modificări în circulația rutieră din municipiu. N-ați putea lua în calcul, colegul meu a atins acest punct săptămâna trecută și a spus că o să analizați. Ori să participăm noi la comisiile, ca simplu spectator, la comisia de circulație, să putem informa romașcanii sau, dacă nu, să încercați înainte de a se întâmpla comunicate, să rugați pe cineva din primărie să facă aceste comunicate în care să informăm romașcanii despre modificări, pentru că românii ne vin fotografii și spune, uitați ce se întâmplă. Ar trebui anticipat un pic, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă brusc de la o secundă la alta, se întâmplă cu zile, se analizează și probabil presa ar trebui să știe, să informeze romașcanii. Luăm în calcul ca modificările care apar la comisie să vă fie transmise. Să luați în calcul cineva din primărie să facă un comunicat. Găsim pe cineva, da. Am înțeles. Și ultima întrebare, ați spus săptămânile trecute că ați fixat subordonați de-ai dumneavoastră care să supravegheze sectoarele din municipiu. Până acum, ce probleme v-au adus la cunoștință acești consilieri ad hoc, să le spunem? Nu sunt consilieri ad hoc, sunt colegi de-ai mei din primărie care au desemnate sectoare. Ce probleme importante v-au adus? Sunt probleme legate de curățenie, lipsa unor capace la gaighere, la cămine, probleme legate de avarii în asfalt, deșeuri depozitate ilegal. Mai am eu o întrebare, am uitat să vă întreb, cu ce sume va fi sprijinit al acestui spital, ce ați gândit să buget pentru... Noi așteptăm sumele de la Ministerul de Finanțe, am avut o discuție cu Ministrul Sănătății când a fost prezent în județ, ni s-a promis alocarea sumei de 500.000 de lei pentru finalizarea reabilitării termice a spitalului, a corpului principal de clădire și de asemenea aparatură undeva în jur de 3.200.000 de lei. Și la proiectele astea trebuie să cofinanțe? Trebuie să venim noi cu o finanțare de 10%. Și cam cât ar veni? În jur de 500.000 de lei, 400.000 de lei. Destul de mult. Să vină acum aparatura de acolo, că după aia vedem noi. Mai tăiem de unde. Mulțumesc.